Concursul a avut loc în perioada 29 iulie-14 octombrie pentru ocuparea a 252 de funcții vacante de procuror general, procuror general adjunct, prim procuror și prim procuror adjunct de la parchetele de pe lângă curți de apel, tribunale și judecătorii. În județul Sălaj au fost puse la bătaie scaunele de prim procuror la parchetele Zaleu și Mleu Silvaniei și Jibou, precum și cel de adjunct la parchetul Sălaj. În competiție s-au înscris 163 de magistrați, dintre care 30 s-au retras, ori au fost declarați respinși. Doar două din cele patru posturi disponibile în Sălaj au trezit interesul candidaților. Pentru fotoliu de adjunct al parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj s-a înscris doar actualul detașat în funcție procurorul Sorin Flonta, în timp ce pentru șefia parchetului șimneu a dat concurs procurorul Elena Ligia Matei. Amândoi au obținut rezultate excelente. Sorin Flonta a fost notat cu 9,315, iar Elena Matei cu 9,375. Noii șefi de parchete își vor intra în pâine după ce vor fi validați de către Consiliul Superior al Magistraturii.